extraordinar, extraordinar. Toraș Ionescu! Da, vă rog! Toraș Ionescu! Da, vă rog! Respectele, m-ați chemat, tovarășul șef contabil? Da, tovarășul Ionescu, te-am chemat la ca să... La cu sănătate, vă dorește Ionescu Istamate de la contabilitate. Să trăiți. Bine, bine, să lăsăm să asta. Să vă fie, să ne fie 72 cu bucurie. Să lăsăm asta, tovarășul Ionescu. Da, vă rog. Uite, am aici în față lista dumitale cu rechizite de birou. Cu ce anume, vă rog? Cu rechizite de birou, tovarășul, poate. A, da, normal, vă rog. 972, trebuie să ne aprovizionăm cu rechizite. Da, da. Doar și Ionescu, dumneata ai gândit bine când ai făcut această listă? Dumneata știi că noi cheltuim mii și mii de lei pe rechizite de birou? Da, vă rog, dar sunt strict necesare. Fără rechizite stă birou pe loc. Stă birou pe loc, da? Bine, doar și Ionescu, ia să vedem noi ce ai trecut dumneata aici. Da, vă rog. Vreau să zic că punctul 1. 3 micol hârtie, velină, calitatea întâi. Pot să știu și eu pentru ce trebuiește atâta hârtie? Dumneavoastră nu știți foarte bine pentru concepte referate, nu așa, contra referate, referate suplimentare, se, etc., etc., se consumă, etc., etc., ai, etc., la contabilitate nu merge pe etc., etc., ce e etc., etc.? Da, adică pentru schițe, notițe, ventițe, fundulițe, se consumă, tovarășe, cum ce... Mă rog, să zicem, tovarășu, da, de ce velină și nu simplă? Pentru sandwich, vă rog. Îmi țineți minte, ați trimis o zile trecute pe Marioara jos la bufet să vă aduc un sandwich. Vi l-a adus împachetat în jurnal. Mai mare rușine. Hai, vedeți dumneavoastră așa cu velină, mai sandwich, vă rog. Sigur că da. Mergem mai departe, tovarășul Ionescu. Da, vă rog, tovarășul. Adică 5 duzini creioane negre, 5 duzini creioane roșii, 5 duzini creioane albastre. Ce da. Risipă asta? Cu risipă, tovarășul șef contabil. Dumneavoastră nu știți, eu scriu referatele cu negru. Costică le verifică cu roșu, dumneavoastră le aprobați cu albastru. Așa. Păi ar fi just să aprobați dumneavoastră cu aceeași culoare ca a noastră. Gândiți-vă ierarhic, nu așa, șef contabil care... Da, da. Sigur, da. Da. Ia-și dumneata 4, 5, 6 creioane acolo, dar 15 duzini, tovarășul. Ce consumă, tovarășul. Dumneavoastră nu știți cum sunt creioanele. Vă rog, rotunde, se rostogolesc, n-aveți un creion pe birou? Când se rostogolește, el nu trebuie să aveți și un creion sub birou, când se... Ei și? Și mă moi la dumneavoastră, nu-i așa, haină, vestă, pantalon, 5, 6, 7 buzunare dintr-o dată, nu-i așa, câte un creion în fiecare buzunar, nu-i așa, se mai rupe căptușala, vă rog, și... Păi nu trebuie să aveți un creion în căptușală când se rupe, vă rog. Ei și? Cum e dumneavoastră, n-aveți copii la școală, noi n-avem copii la școală, nu trebuie să vedeți și să deseneze ce... Mergem mai departe, tovarășul. Da, bă, să vă trăiască, tovarășul. Mulțumesc asemenea și dumneavoastră. Să zic, una gumă șters da, și 40 pachete lame de ras Wilkinson. Păi ce legătură au lamele cu rechizitele de birou? Lamele, da, lamele. Pentru creioane, tovarășul. Noi cu ce ascuțim creioanele, vă rog? Cu lama, vă rog. Cu lama, cu lama. Păi aș mânta 5-6 lame, dar 40 de pachete, tovarășul. Se consumă, tovarășul. Dumneavoastră nu știți cum sunt creioanele astea. Unele au lemnul mai moale, altele au barba mai tare. Mai, adică eu, dacă mi-ascut creionul dimineața, până seara crește la loc, vă rog. Uite ce, tovarășul Ionescu, te interesează ce-ți crește și cu ce-ți ascuți, în ceea ce mă privește pe mine, da. Eu nu mă bărbieresc, eu nu mă ascult. E... Dar nu te interesează, bă, dumneavoastră, cu ce mă bărbieresc eu, dumneavoastră. Da. Așa că te rog, taie de aici lamele da. Și trece trei ascuțitori da. Și un brici. Da. Scuzați, vă rog, dumneavoastră le ascuțiți și contra când le... Duminica, duminica, da. Specificați, vă rog, brici la mălată. La mălată. Ce facem cu Wilkinsonul, vă rog? Păi de știu și eu. Cu lamele, adică permiteți o propunere constructivă. Te rog. Tu. Treceți dumneavoastră acolo, 40 pachete clame. Clame? Cu C. Cu C. C, L, C. C, L. C, L, ame, clame. Clame. Clame, așa. Și da, și vorbesc eu cu dactilografa să nu-l bată pe C. Și guma, tovarășul Ionescu, da. Guma! Ce-ți trebuiește dumitale guma la birou? Pe ce am pus eu o gumă? Uite cu alea! Una gumă șters? Da, aveți dreptate, tovarășul. Risipă, vă rog, risipă cu rămare, cu banii statului. Da, ștergeți guma, vă rog. Șterg guma! Stă birou într-o gumă. Așteți guma? Am șters. Foarte bine, să ne învățăm minte, tovarășul. Așa, da. Mergem mai departe. Mai departe, vă rog, da. Două col sugativă, da, vă rog. Un aragaz cu butelie, da, vă rog. Una cutie indigo, da, vă rog. 10 cutine scafe, da, vă rog. Nata mă crezi pe mine imbecil. Da, vă rog. Poftim? Scuzați, vă rog. A ce legătură are indigo cu nescafeu? Da, aveți dreptate, ce bem indigo, ștergeți indigo. Tovarășul Ionescu, tovarășul Ionescu, te-am întrebat cu cafeaua, nu cu indigo. Da, păi cafeaua are, vă rog, are, că vin delegați din provincie la contractări, vă rog.
Știți și dumneavoastră că obrazul subțire cu cafea se ține. Uite ce, tovarășul Ionescu. Da. Delegații nu vin la noi, se duc la birou vânzări cumpărări. Așa, adică ia de la vânzări să bea, noi să căscăm gura, vă rog. Ce aragaz cu butelie, măi, frate. Pe ce vreți să o facem nefiartă? Tovarăș Ionescu, i-aș vrea ceva mai mic, un reșou electric. Reșou electric, consumăm curentul întreprinderii, tovarășul șef. Când ne scoate la 10 lei pe an ca popa, nu vă gândiți un pic la economii? La... Ia uite, noi vorbim de economii și economiile bat la ușă. Tovarăș șef contabil. Da. Dumneavoastră, v-ați gândit vreodată câte călimări avem noi aici în birou? Nu, sincer nu. 10 călimări, vă rog. 10 călimări din care cerneala se evaporează prin forța împrejurărilor neavând capac la călimară. Și ce propui, tovarășul? Propun să păstrăm cerneala în sticle speciale, vă rog. Foarte bine. Vii dimineața la servici, tot din sticlă în călimară. Ai plecat la ora 3, călimara înapoi în sticlă, ai pus dopul, nu se mai evaporează cerneala, realizăm economii importante de rechizite pe 972 și următorii. Felicitări, tovarășul, felicitări. N-aveți pentru ce, tovarășul? Ia zi, tovarășul. Ce facem pentru asta? Propun să treceți pe listă acolo 10-15 sticle speciale pentru păstrat cerneala. 10-15... De care speciale? Speciale, cu gâtul lung, vă rog, de 3 sferturi. Cum adică? Adică Riesling, Băbească, Otonel, fetească, nu-i așa? Sâmburești... Da, și cerneală Sâmburești, sigur, și păstrăm cerneala în ele, tovarăși. Auzi, tovarășul Ionescu, vă rog cu respect. Mă iers că te întreb. Da. Dumneata, crezi că o să le găsim goale? Nu, vă rog, nu, da. Noi le luăm pline. Le luăm pline, le gâl și păstrăm cerneala în ele, vă rog. Păi, vorbeai de economii, tovarășul Ionescu. Păi facem, vă rog, facem și economii. Zău, facem. Mă rog, cum facem? Sifoanele le aduc eu de acasă.